Salutare, salutare! Aici sunt mama autoinvitată în studioul Antena 3 CNN ca să urmărim împreună o bucățică de emisiune, dar un subiect care este foarte stânjenitor pentru jurnaliștii noștri favoriți, desigur. Subiectul va fi afișat imediat pe burtieră, nu ăsta este, dar vă rog să o urmăriți pe doamna din centru, moderatoarea, cât de încurcată este că trebuie să abordeze acest subiect delicat. Hai să ne uităm apropo de vecinii ucrainești, domnule general. Da? Și? Concentrați-vă, iar pe ea. O investigație care duce... O investigație care... Atenția puțin în altă zonă și dacă lucruri... S-a afișat și pe burtieră acum, The New York Times, Ucraina și-a bombardat din greșeală propriul oraș. Acum înțelegeți de ce dau ăștia din colț în colț. Lăsau așa, e foarte periculos ce s-a întâmplat. O investigație făcută de jurnaliștii de la The New York Times arată... Fals, nu. Investigația a fost făcută de putiniștii de pe internet. The New York Times, când s-a petrecut evenimentul, a titrat luând dictare de la Zelensky, teroriștii ruși au bombardat un oraș ucrainean. Da? Numai că internetul liber a spus, nu, stai așa, că nu rușii au comis, ci ucrainenii. Ok. Cei de la The New York Times au stat, au așteptat o săptămână, încă o săptămână și s-au trezit și ei pe urmă cu investigația, care de fapt copia observațiile făcute de vloggerii de război. Cu mult timp înainte, da? Până și eu pe data de 7 septembrie am un clip despre acest subiect cu un titlu neechivoc, Ucraina își bombardează propriul oraș și dă vina pe ruși. Bun? Ceea ce regimul de la Kiev nu ar fi vrut să știe niciodată. Regimul de la Kiev sună dubios, trebuie să recunoașteți. Potrivit jurnaliștilor, o rachetă ucraineană a provocat unul dintre cele mai mortale atacuri din ultimele luni, ucigând cel puțin 15 civili și rănind alți peste 30. Să vin eu cu cifre mai exacte, 17 civili, printre care și un copil, și 33 de răniți. Kiev ar fi avut o eroare la lansare și a ajuns pe o stradă aglomerată dintr-un oraș ucrainean. Da, a avut o eroare la lansare, vedem și pe burtieră, bombardat din greșeală, deci dublă măsură. Dacă racheta ar fi fost rusească, rămânea varianta cu o rachetă care a țintit cu precizie o piață aglomerată din oraș. Da? Când s-a dovedit că de fapt racheta este ucraineană, din greșeală, domnule, eroare, se mai întâmplă. Atacul de la Constantinivka a fost pus de președintele Volodymyr Zelensky pe seama teroriștilor ruși, iar multe instituții media au preluat această informație. Printre care și The New York Times, ce a făcut Zelensky? Păi a făcut o grozăvie. Nici nu găsesc termen să o definesc. Doamne ferește! Deci, în primul rând, Zelensky știa ce s-a întâmplat. De ce? Pentru că cei care au lansat racheta au avut... un moment ăla de ups, am comis-o, au raportat pe scară ierarhică, deci la superior, și informația a ajuns la Zelensky. Ce a ales Zelensky să facă cu această informație? A spus așa, băieți, încărcați-o pe pagina mea oficială de Facebook, unde am 3,2 milioane de urmăritori, și ziceți, d-alea cu teroriștii ruși, da? Băgați și textul ăla cu rușii non-umani, da? Asta este un pic de nazism în acest discurs, că domnule Zelensky, rușii, chiar dacă sunt o națiune care nu sunt pe sufletul dumneavoastră, da? Ei rămân în continuare oameni. Da? Ce să vezi, și rușii sunt oameni. Da? Asta au făcut cu informația oficialii ucraineni. Erau motive obiective care să arate că rușii nu ar fi făcut asta, având în vedere că de la începutul războiului au atacat în mod repetat și sistematic civili. Fals, iarăși fals. Nu. Dacă rușii ar fi atacat în mod sistematic, ce cuvânt, civil, ar fi curs râuri de sânge prin Ucraina. Da? Nu că acum nu ar fi situația foarte sângeroasă. Da.
să ataci sistematic civil, gândiți-vă la aglomerările alea urbane din Kiev. Dar când se adună tineretul noaptea și petrece pe stradă, probabil că au și un fel de centru vechi al lor, unde se adună și petrec, că la un moment dat s-a zburlit și Zelenski la ei, bă, mai ușor cu petrecutul, că totuși avem un război în țară. Iar pe Zelenski probabil că nu-l deranja că petrecea lumea, ci faptul că, pe urmă, ăștia mai puneau și filmările pe internet și stăteau ăștia din Occident și spuneau, păi ce ai făcut, mă nene, mă? Eu credeam că voi sunteți în război și uite ce e acolo. Ok, deci să ne imaginăm o rachetă rusească care vrea să facă chestia aia sistematic. Probabil că s-ar fi dus într-o astfel de aglomerare de oameni. Numai că rușii, de fapt, cum acționează? Știți, când ne mai apucă și pe ei, într-o noapte, să lanseze 100 de rachete. Care e bilanțul victimelor? Un deces, un rănit, cam așa. 100 de rachete, un rănit. Asta denotă faptul că rușii nu țintesc în mod sistematic civil. Efectiv. Asta înseamnă. Bun. Doar că dovezile colectate și analizate de The New York Times, inclusiv fragmente de rachete, imagini din satelit, relatări ale martorilor și postări pe rețelele de socializare... Postări pe rețelele de socializare. Cum v-am spus, ăștia au luat investigația gata făcută de alții. Sugerează că atacul catastrofal a fost rezultatul unei rachete care a funcționat eronat, lansată de sistemul ucrainean de apărare antiaeriană Buk. Înregistrări... Da, încă o dată, dacă au tras-o ucrainieni, eroare, sigur eroare, da... ...camerelor de supraveghere din zona arată că racheta a intrat în conștient... Da, scrie civilii, se torc spre nord-vest, spre sursa sunetului, dacă au auzit racheta. S-au întors spre ea. Uitați-vă, se uită... Se uită, se uită, se uită. Sunt patru care s-au întors și se uită spre nord-vest. Ce este la nord-vest? La nord-vest este Ucraina, pentru că rușii sunt la est și la sud. Nivka din direcția teritoriului deținut de Ucraina, nu din spatele liniilor rusești. În momentul așa, încă ceva. Cum au făcut ăștia de au găsit, au făcut ei, de fapt, investigația pe net? Vlogării de război. Probabil că cineva cunoștea zona, da? Și... a fost izbită de faptul că ăștia se uită înspre hală, nu înspre piață. Și stai așa, că eu sunt de-a locului, știu că hala este înspre ucrainieni, nu înspre ruși. Piața este înspre ruși. M-ați înțeles? Și pe urmă s-a uitat și mai atent la clip. Ia stai, frate, ce se întâmplă de fapt aici? Ia. Se aude sunetul rachetei, cel puțin patru pietoni par să întoarcă simultan capul spre sunetul care se apropie. Aceștia se află cu fața la cameră, în direcția teritoriului deținut de Ucraina. Cu câteva momente înainte de a lovi, se poate vedea reflexia rachetei care trece pe deasupra a două mașini parcate, ceea ce arată că aceasta se... Da, deci se vede întâi cum lucește în asta și pe urmă în asta. Se poate stabili direcția. Iar dacă te uiți mai atent, cum e acum imaginea mărită, vezi și care este ciocul rachetei, ca să spun așa, și care este coada ei. Se plasează dinspre nord-vest. Deci două elemente. Unde se uită oamenii ăia? Unu, s-a discutat pe net, mult înainte, da, să investigheze The New York Times, da, reflexiile din mașini. Doi, și mai este încă un al treilea element. Și ăsta tot așa discutat pe internet. Cursul rachetei a fost detonat la câțiva metri deasupra solului cu puțin timp înainte de impact, aruncând fragmente metalice în exterior. Craterul, rezultat și pagubele care se extind de la punctul de detonare sunt compatibile cu o rachetă care vine de pe o rută nord-vestică, potrivit unui expert în explozibil și unei analize a The New York Times. Mai mulți martori au auzit sau au văzut forțele ucrainene trăgând cu rachete sol-aer din Druskivka în momentul loviturii de pe piață. Da, deși observația asta, cu trasul din Druskivka ăsta, de fapt, de lângă Druskivka, da? Tot așa s-a menționat pe net. Încă o dată, eu pe 7 septembrie aveam clip în care, da, sublineam aceste trei aspecte, în timp ce jurnaliștii de la The New York Times spuneau aia că Putin e de vină. Putin a țintit în mod sistematic civili. Ok. Dovezile colectate de jurnaliști în piață arată că racheta venea din acea direcție. Reprezentanții Ministerului Apărării de la Kiev au refuzat să comenteze incidentul, spunând că în acest moment este o investigație în curs. Da, domnule Cel. Este o investigație în curs. Probabil și la Bucea este tot așa, o investigație în curs, nu? No comment, no comment.
Era o investigație în curs și dacă este așa o eroare care i-a făcut pe ucraineni. Eroare, desigur. Să-și ucină proprii oameni, de fapt. Este posibil. Nu, nu sunt proprii lor oameni. Hai să stabilim. Da. Deci, orașul este în zona controlată de Ucraina. Corect până aici. Totodată, orașul nu este ucrainean din punct de vedere al rușilor. De ce? Pentru că ei au anexat regiunea Donetsk, unde este acel oraș. Deci, din punctul lor de vedere, este un oraș rusesc din regiunea Donetsk, da? Care s-a lipit la Federația Rusă în urma unui referendum popular. Da? Și că o fi ucrainean, că o fi rusesc, un lucru este sigur, cer și de necontestat. Fiind din regiunea Donetsk, este un oraș plin cu ruși. Da? Încă un motiv în minus pentru care rușii ar fi atacat acel oraș. Ca să nu mai vorbim că de ce ar fi risipit ei o rachetă inevitabil scumpă ca să atace niște ruși într-o piață. Milka. Și să dea și apă la moară propagandei lui Zelenski. Deci, vedeți, e atât de simplu. Această eroare tehnică să apară într-o probabilitate anume. Noi spunem că sunt sigure aceste sisteme în proporție de 95-97%. Da, da, în schimb, dacă ar fi fost o rachetă rusească, n-ar fi fost sigură 100%, da? Și intenția rușilor ar fi fost tot 100%, da? Dacă pot apărea. Și nu greșesc niciodată, doar Ucraina. Bun. Și astfel de erori, și așa cum am discutat de altfel și despre situația cu drone, cu rachete, tot ce înseamnă astfel de sisteme militare nu funcționează 100%, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Din păcate, însă, atunci când nu funcționează, victimele sunt uzați. Și luăm în calcul și un teren virgin, că ucrainenii acum se pregătesc pentru utilizarea acestui armament pe care îl primesc. Nu, Ana, este echipament sovietic. Este un armament rusesc vechi. Nu, este sovietic. Sovietic, da? Și ce înseamnă asta? Sovietii sunt și, sau au fost și rușii, dar și ucraineni. Da, eu cred că din nou ne întoarcem la ce spuneam. Nu cred în incapacitatea Occidentului de a furniza acest armament și în precauția Occidentului de a furniza armamentul Ucrainei. Zice în condițiile bine, în care Ucraina insistă în abordarea neonestă, ca să nu-i spun mincinoasă. Vedem ce s-a întâmplat cu racheta rusă în Polonia când i-au susținut că e de la Rusia. Vedem acum, sigur că pentru propriul popor nu poți să spui, vedeți că v-am bombardat noi. Sigur că v-am bombardat rușii. Da. Pentru propriul popor poți să spui, de exemplu, vedeți că am bombardat-o, să spunem așa, pe Dugina sau pe vloggerul din Sankt Petersburg. Da, ok. Numai că, încă o dată, Oana nu este propriul popor acolo. Sunt niște ruși din regiunea Donetsk. Da, eu înțeleg din apariția acestui material în New York Times, care nu cred că este o investigație jurnalistică, ci transmiterea unor informații verificate de autoritățile americane, că încă o dată, este o investigație făcută de niște internauți putiniști, desigur. A? Avertisment față de ei, pentru că aceeași atitudine mincinoasă o au și față de NATO și structurile Occidentului. Dacă sistemul de rachete era rusesc, am zis că avea dreptate din cauza rușilor. Era de 20 secunde. Nu. Putem să o punem altfel. Putem spune că, domne, chiar dacă ucrainenii au tras-o, orice rachetă ar fi fost ea, este tot vina rușilor pentru că au invadat. Dacă nu invadau, ucrainenii n-ar fi avut motive să folosească respectiva rachetă și nu s-ar fi produs tragedia. DU a transmis acum 30 de minute, serviciul secret ucrainean a transmis acum 30 de minute un... Stop! Ce credeți? SBU, da? Securiștii ucraineni. Credeți că au recunoscut sau că au mințit cu îndârjire? Scrie și voi acolo. Aveți 5 secunde să scrieți la comentarii acum, da? 5, 3, 2, 1. SBU a zis că da, domne, am greșit sau a spus nu, domne, nici vorbă de așa ceva. Scrieți. Da. Ați ghicit cu toții și lăsați și un like dacă tot v-ați oprit să comentați. Ați ghicit cu toți ce a spus SBU. Un mesaj scris celor de la New York Times în care spun că agenții SBU au cules de la fața locului resturi de rachete rusești S-300 în acest bombardament, că afirmațiile New York Times sunt false, dar eu cred... New York Times sunt putiniști, au sosit rublele de la Putin și a început de New York Times să mintă ce nu fac rublele din om.
că datele strânse de New York Times, sistemul S-300 este doar în dotarea armatei invadatoare ruse. Este foarte posibil că... Spune-i, bă, armata rusă și atât, ce armata invadatoare, așa, tot așa când vorbesc ăștia despre invazia ilegală și neprovocată. A, bă, gata, hai, treceți peste asta, tot repetați, sperând că dacă repetați o minciună de suficiente ori, aceasta va deveni adevăr sau va rămâne cumva în creierele publicului. Într-un război să apară incidente și incidentele pot fi de la eroare umană până la eroare tehnică. Aceste rachete Buk sovietice dau la momentul lor. În momentul în care se va termina investigația, ucrainenii sunt obligați să spună adevărul. Da. Bucea, sunt obligați. Altfel ce o să le faci, Radu Tudor, dacă nu spune nimic? Nu mai pot cu asta, dar ați văzut cum a jucat-o pe asta? Întâi a băgat o autoritate, bă, securiști, bă, servicii de informații, bă, ucrainene au spus, știu. După care a spus, da, eu nu mă bag, eu doar vă spun ce au spus ei. Așa, cine știe? Mergem la Răzvan. Mi-a făcut prea dragă, te-ai spus putiniștaritate. Mergem la Răzvan. Nu știu ce a spus Mircea Badea, a spus ceva cu putiniști. Eu fi făcut și el pe ea de la The New York Times, putiniști, evident, fiind ironic. Cu bună seara, Răzvan, dezbaterea e în continuare. Bună seara, Sabina, o să continuăm și noi dezbaterea asta voastră, pentru că o punem în context cu toate informațiile care oficiale care nu s-au confirmat la un moment dat. O să punem în context aceste informații. Dar continuăm cu Răzvan Dumitrescu. Hai! Radu Tudor a prezentat o reacție de ultimă oră a ucrainilor. Nu au avut o reacție până la intrarea în emisiunii în fața națiunii. Se vede bine butirea, a avut o reacție, da? SBU ucrainean, negând categoric ancheta celor de la The New York Times. Bun, cum vi se pare treaba asta? Adică cum vi se pare ancheta, domnule general Crăciun? Este un exemplu de funcționare greșită a unui sistem propriu. Greșeală, desigur, greșeală, încă o dată, dacă trăgeau ușii, nu mai era greșeală, era intenție. În limbaj militar îl denumim fratricid, prin care neintenționat, efectul focului tău se... Friendly fire! ...duce asupra oamenilor tăi. Și având în vedere că rachetele astea sunt făcute în Rusia, nu sunt foarte precise, există și... Sunt și puțin ruginite, desigur. Această ipoteză. De asemenea, accept că tehnologia modernă, geolocația, ce spuneați mai înainte, toate, reflexia din parbrizul mașinii, poate să ofere posibilitatea de a determina exact ce și cum. Probabil că peste o perioadă am putea și noi să vedem ce cu dronele. Camerele de supraveghere sunt cel mai mare dușman al președintelui Zelensky. Dacă nu era camera aia, se vadă toate alea. Bine, acum și Zelensky prost, că el cu mâna lui a făcut acest videoclip public și l-a încărcat pe pagina personală de Facebook, da, mă rog, de persoană publică cu 3,2 milioane de urmăritori. Care au lovit teritoriul României, dacă am avea imagini din... Are mult mai mult decât Iohannis. Au parte că peste o perioadă New York Times ne va spune exact de unde veneau dronele care au căzut pe teritoriul României. Adică e și asta o variantă. Bun, doamna Andronic, eu acum, tipul ăsta de anchetă putea fi făcut de oricine. Adică a și fost făcut de alții cu 2 săptămâni înainte să o facă, de fapt să o plageze de New York Times. Inclusiv de ucrainieni, nu? Păi da, numai că având în vedere că avem îi spun că fac o anchetă acum, după ce au negat că New York Times ar fi... Dar puteau să o facă anchetă. Având în vedere că avem de-a face cu o parte beligerantă, nu știu cât putem să dăm crezare acestei anchete. Acum, sincer, suntem și spun mereu lucrul ăsta, că suntem într-un război informațional și trebuie să fim foarte atenți la datele care ni se livrează și trebuie să fim atenți mai ales de unde ni se livrează. Mie mi-a plăcut povestea cu New York Times, adică dacă dumneavoastră ne spuneți că vine New York Times și mai face o anchetă... Nu am spus, am zis că poate că poate, face... Poate, sigur, dar e credibil, de asta susțin. Washington Post. Da, e credibil, da, pentru că ne-am obișnuit să avem astfel de anchete mai credibile decât cele care New York Times a fost acum vreo 2-3 săptămâni la Plavurul. La Plavurul, da. Și au făcut
anchete, i-au întrebat pe săteni cum a fost cu dronele, exact. Nu știu ce, dar n-au ajuns la o concluzie atât de clară ca asta. Păi n-au ajuns la o concluzie că n-au fost niște vloggeri de război să studieze ei înainte care-i faza, da? Și la ce concluzie să ajungă jurnaliștii transformați în propagandiști, da? Cu ucrainieni, că aici am avut imagini filmate, da, acolo e... Da, păi, poate apa nu reflectă și apa, dar... Da. Ce vreau să zic, asta, domnul Zelenski cu ucrainienii lui oficial cu tot, cred că nici până astăzi, sau dacă au făcut mi-a scăpat mie, n-au recunoscut așa oficial cu subiect așa și predicat că racheta aia V-300 sau ce era care a căzut în Polonia era trasă de ucrainieni. Și da, s-a făcut an. N-a spus Radu Tudor mai devreme că S-300 au doar ruși? Nu cred că de când s-a tras racheta aia. Vă dați seama, acolo au murit doi polonezi. Da. Vă dați seama aici unde au murit 16 ucrainieni, că nu o să recunoască neam de neamul lor. Dar asta, sigur... Observați că Ciuvic a mai băgat o victimă? Bă, ți-a spus Răzvan Dumitrescu, 15. Că înțeleg și eu războiul și asta, dar totuși asta e nesimțire. Adică tot, nu poți să minți așa în ultimul hal, indiferent. Ba uite că poate. Domnule Ciuvică, domnul Zelenski a tot puternic, bă. Ce război ar fi? Un alt domn general, dar știm și noi civili, că am mai citit, am văzut filme, da, documentare, se întâmplă asta în războaie, evident, îți cer scuze, îți faci și de asta și gata. Și s-a întâmplat, dar atenție. Adică să minți așa de continuu, nu știu. Declarația președintelui Zelenski de la momentul acelei explozii din piață, vedem declarația, pentru că dânsul era în teleconferință legat la întâlnirea celor trei mări care se desfășura aici la București. E vorba, până la urmă, totuși de supraviețuire în fața terorii ruse. Numai astăzi, cu bombardamentele ruse, au murit 16 oameni într-o mică localitate, în regiunea Donetsk. Peste 20 de oameni au fost răniți. Oameni cu magazine obișnuite, oameni de la piață. Asta a scris și pe Facebook. Domnilor și domnilor, declarația de atunci, cu privire... Da, aia cu magazine obișnuite, nu știu ce exact. Așa scris și pe Facebook. Mă rog, nu el, ci trepădușii care îi gestionează pagina, că nu scrie Zelenski, să fim serioși. Cu explozia aceea din Polonia, întâi s-a spus foarte clar că e rachetă rusească, că e a rușilor, după care a venit comunicatul polonezilor, după ce a făcut anchetă, comunicatul polonezilor a venit pe 15 noiembrie 2022 și concluziile acelui comunicat erau așa: anchetatorii polonezi au stabilit că o rachetă defensivă ucraineană a căzut în satul respectiv în 15 noiembrie, a afirmat președintele polonez. Și știți ceva? În seara de 15 noiembrie, cine făcea video și spunea că mai degrabă au tras-o ucrainienii? Cine? A? În timp ce ăștia erau cu toți ruși, articolul 5, hai toată lumea, se încolonează și pleacă la al treilea război mondial. Eu eram singurul, da? Care a încărcat frumos video, din bucătărioară am făcut clipul ăla și am spus, bă, ucrainienii, da. Andrei Duda, cu privire la cu privire la racheta respectivă, dacă e trasă de ruși sau trasă de ucraineni. Dar n-au recunoscut. Bă, oficialii ăștia ucraineni mint cu încăpățânare. Ei, s-a pronunțat și președintele Biden când a fost întrebat și practic din declarația președintelui Statelor Unite rezultat că există informații că n-ar fi o rachetă a rușilor care aterizează pe teritoriul polonez. Păi să ajungă, că trebuie să treacă peste toată Ucraina. Ce ne împiedicăm de geografia, domnul general? În epoca asta ne mai împiedicăm de geografie. Nu, dar putem să ne legăm de... Nu peste toată Ucraina, că o parte din Ucraina a devenit rusă. Peste o parte mai restrânsă a Ucrainei. Declarația lui Biden, care a fost una atipică pentru conflictul ăsta. Adică mă așteptam la o altfel de declarație, dacă dumneavoastră spuneți că... Păi nu, dar am dat la vremea respectivă panelul de declarații care au avut... Deci acolo, până acolo și președintele Biden. Avem...
până și Biden, care, știți că probabil asta înțeleg eu din ce spune femeia, că știți că și ăla aminte tot timpul, dar până și el a spus adevărul. Orașul din Polonia, în apropiere de granița cu Belarus, unde a pocnit acea rachetă, au murit doi oameni. Ce expresie, a pocnit? Era un ferm, a căzut, era un tractor acolo, erau niște agricultori în zona aia. A căzut racheta, au murit două persoane. S-a negat vehement că ar fi ucraineană racheta, până când au ieșit și polonezii cu concluzia respectivă. Și sigur, da, era o rachetă defensivă, antiaeriană, probabil că nu și-a nimerit ținta, a căzut. Probabil similară cu ce am văzut în orășelul ăla din Donețk. Sunt cam la fel cu bucurile astea. Da, domnule general Mândrescu, întrebarea e dacă la un moment dat NATO și Polonia au stabilit și polonezii au recunoscut că n-a fost cu intenție, că devine agresiunea rusească, i-au vrut să apere Ucraina. A venit polonezul și cu bloggerii ruși, da. Și le-a spus, stați liniștiți, credea că vorbește cu Macron și spunea, nu intră, săracul da, săracul da. Dar eu întreb acum, de ce ne-am în continuare? Care e rostul? Aici oamenii neagă, de ce? Mint cu pasiune, oficialii ăștia, mint cu pasiune. Se minte pe până acest pământ. Care e rost? Adică toată lumea știe, măcar la chestia din Polonia, cum a fost. Deci ce rost? Uite așa, dă-i drept. Uite așa, in your face, cu tupeu. Tare să mă țin langa. Eu cred că nu fac bine, dar e o alegere pe care o fac, pentru că până la urmă, dacă se întâmplă și dacă tot neagră, în pofida evidenței, nu fac decât să își atace, să își afecteze aura de dreptate care înconjoare, pentru că asemenea acțiuni, asemenea încălcări ale realității nu pot, repetate se pare, nu pot să nu aibă influență și nu pot să nu afecteze la sfârșitul zilei cauza ucraineană. Pentru că toată lumea înțelege că este un nivel de agresiune declanșat de Rusia, că lupta Ucrainei este una dreaptă. Apropo, evident că nu sunt îngeri, dar lupta lor este una dreaptă, se apără. Lumea îi ajută. Da, mă, se apără într-o luptă dreaptă să elibereze strămoșescu teritoriu ucrainean, peninsula Crimea, da? Ok. De secole îl au ei și asta e. Cei care o fac, da? Cei care cred încă în democrație și s-ar putea înțelege că din acest efort de apărare sau acest efort implică și anumite nerealizări, anumite defecțiuni, anumite greșeli care se fac. Cât de greu e pentru noi momentul de... Pe care nu și le asumă, da? Bă, au greșit să-și asume, bărbătește chestia asta. Nu, Putin e de vină, Putin e de vină! Că atunci chiar că nu mai sunt scuzabili niciun fel. Față să decelăm între ce e adevăr sau ce pare doar a fi adevăr. Nu trebuie să fim convinși de fiecare dată că ne uităm la o informație, nu neapărat la realitate. Deci asta, eu cred, că nu trebuie să ne părăsească atitudinea. Bun. Și ne uităm și la chestia din Bulgaria, care avea un proiectil de 82 de mm calibru atârnat de ea. Și rușii nu umblă cu improvizații. Deci, concluziile, drona este ucrainean. Sigur că s-au făcut speculații. Atenție, calibrul ăla putea să fie foarte bine și la ruși, și la ucraineni, și la bulgari, muniție de tip sovietic. Țările astea toate au fost pe muniție de tip sovietic. Și nu mai avem, dar și nu mai avem aruncătorul. Iată ce știm apropo de toate poveștile astea cu bulgarii. Avem informațiile de la bulgari. Unii dintre specialiștii bulgari spun foarte clar că acest tip de proiectil se poate presupune că este una din dronele folosite de Ucraina pentru a ataca Crimea, pentru că proiectilul ăsta lovește infanteria, nu poate distruge vehicule blindate și așa mai departe. A fost o mină atașată, coliziunea n-a fost puternică pentru a detona explozibilul, mai spune Dimitar Stavrev, care este expert, și mai e Vasil Danov, expert militar, membru al Consiliului Atlantic, pare o mină care să lovească personal militar, e prea mică. Da, foarte interesant cum a ajuns aia, bă, totuși într-o... era gen stațiune acolo, nu? Nu, o localitate de litoral. Pentru nu un câmp ca în delta. Un vas.
Până la urmă, de unde vine mina, nimeni nu știe de unde vine drona respectivă. De obicei, când nu știe nimeni de unde vine drona, de fapt, lumea știe, dar nu vrea să spună că nu vine dintr-o direcție convenabilă. Da? Că altfel sunt toată ziua cu ruși în gură. Ruși, ruși, ei sunt de vin. A, nu știm încă, băi, ca și în cazul dronelor din Delta, ca și în cazul acestei drone, când vine un specialist, nu stă să care restul aia, să le ducă la ce laborator, ci cam se uită la aia și aia e băieți. Da? Avem și Crimea. Există. După imagini, e o bombă de 82, de aruncător de 82, legată cu scoci, sub fuselajul acestei drone. Așa improvizație. Așa precar, adică... Măcar așa precar. Fringhie, da. Ucrainenii folosesc orice mijloace. Că e ucraineană până la urmă. Că e ucraineană și lansată către Crimea. Ok. Bun. Și a ajuns să vedem... Bă, unde e Crimea și unde e Bulgaria? Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, bă. Reprezentanții partidelor de guvernământ ce cred din toată povestea asta, domnule Zanfir? Mă auzeam tot comentându-se cu Ucraina și cu bunul simț de care a vorbit domnul Ciuvică și toată situația asta, mai ales vorbind de ultimul atac. Păi ce să facă Kievul Zelenski? Să recunoască că a trimis o rachetă care și-a omorât proprii cetățeni? Da, și să-și ceară scuze. E foarte complicat. Acum chiar nu sunt în măsură să apreciez dacă acea rachetă a fost trimisă. Sau măcar să tacă dreacul din gură și să nu dea vină pe ruși. Dintr-o eroare cum... Ce poate să fie eroare? Nimeni nu cred că a doua eroare. Dacă eroare, ești public și spui că s-a întâmplat o eroare și că te regreți și așa mai departe, cum se întâmplă. Ori necomentând nimic și lăsând așa lucrurile... Vreau să fac o remarcă. Președintele primește și el niște informații de la niște oameni care îl informează. Nu e el în teren să știe exact ce îi se dă aia spune. Lucruri așa, știți, converg către... Eu remarc altceva și poate mă lăbuniți noastră. Nu știu cum se vede din politică în momentul ăsta. Deci, în chestiunea cu drogurile, a început o vulvătare de prin pe ăștia și descoperă și fac percheziții după nenorocirea de la 2 mai. În chestiunea cu dronele, a început vulvătaia după declarația acelui domn, Mihailo Podoliac, cu tăcerea miilor cu referire la România. Până atunci era liniște. Ăla e obraznic. Nu, dar era liniște. Adică ce s-a întâmplat? Sau e simplă coincidență? L-a făcut pe Podoliac! L-a făcut nesimțit, aoleu! De avem efervescența dronelor și informațiilor și lucrurilor astea după declarațiile lui Podoliac, domnule senator Nazare. Eram aici în studio la dumneavoastră când a fost discuția despre prima dronă. Da. Și evident că am crezut în momentul anunțului făcut de purtătorul de cuvânt al MAPN că nu a căzut nicio dronă în România. Și am susținut alături de toți ceilalți colegi de platou. Și pământărită de Feață și de președintele Iohannis. Eu vă spun întâmplarea cum a fost. A fost un eveniment disparat. Dar acum vedem că aceste drone sau cazuri de acest gen se întâmplă fiecare zi. Și eu cred că această chestiune trebuie totuși luată mult mai în serios. Nu știu în ce măsură au avut sau n-au avut încărcătură, dar e clar că ținta Rusiei o reprezintă zona aceea, o reprezintă cele două porturi dunărene și că nu s-a oprit de două luni de zile. Proiectele merg în această direcție. Cred că trebuie să avem o reacție în această privință, cel puțin să protejăm la modul real populației. E adevărat un lucru bun că se dau mesaje roale. E adevărat că, uite, primarea mai început să dea mesaje și să... Și portavocea sau cu ce mai dădeau ei? Pe unde nu era rețea GSM? Normal, aceste lucruri nu se opresc. Iar în privința ucrainenilor, eu cred că aceste declarații nu fac decât să le distrugă aura de credibilitate. Ucraina are mare nevoie de credibilitate pentru că se bazează pe resurse din Occident, pe arme din Occident, pe logistic. Da, oficialii ucraineni și credibilitatea lor legendară începe să se erodeze. Din Occident. Mă lași. Și atâta timp cât apar o dată, de două ori, de trei ori declarații contradictorii, credibilitatea în fața partenerilor occidentali scade. Nu pare.
Și Ucraina mai face o chestiune care mi se pare pe undeva de cam război și mai, cum să spun, mai agresivă, mai complicată, mai grea decât problematica dronelor sau resturilor. Faptul că au spus că spațiul aerian românesc este folosit. Asta a fost o frază analizată. Asta este. A fost este mai gravă decât asta. Faptul că rămășite de drone ajung probabil din greșeală pe teritoriul nostru. Dar această acuzație că spațiul aerian românesc este folosit. Adică practic ei au, ca să spun așa, au sugerat că drona venea dinspre România spre ei. Adică dinspre spațiul nostru aerian spre ei. Domnule, eu am înțeles că sugera foarte liber de faptul că spațiul aerian NATO a fost violat, ca atare da. NATO trebuie să reacționeze. Cam acolo da. Băteau. Asta este de și să forțeze o reacție alianței nord-atlantice. Da, numai că de data asta, dacă îmi dați voie, sigur că în caz de conflict de acest gen politico-militar, sigur că în caz de război se comunică altfel. Sigur că măcar poți să simulezi un soi de transparență, că nu poți să vii și să pui totul pe masă că așa vrea presa, asta e foarte adevărat. Însă dacă vorbim despre declarațiile lui Zelenski, mie mi se pare că pe Zelenski puțină lume mai în serios și spun asta nu întâmplător, ci pentru faptul că NATO nu a reacționat niciodată haotic. NATO a fost extrem de echilibrat din punct de vedere al comunicării pe zona da, asta de război. Pentru deci, că indiferent... exercițiul comunicării în state democratice da, sunt de acord cu noi e cu totul altul decât exercițiul da. comunicării în state... Da, deci nu-l mai ia nimeni în serios pe tristul comediant. Care doresc să devină democratice. Adică e totuși diferență de tradiție și exercițiu. Comunicarea război este foarte sensibilă, domnule. Este, dar eu vă mai întreb ceva. Domnii general vorbeau despre tactica bățului prin gardă. Bun, pot să înțeleg din perspectiva lor, dar întrebarea e dacă tot bagi bățul prin gard până la urmă ți iese? Nu, pentru că vorbim despre NATO. Băgatul bățului prin gard la NATO nu funcționează și nu a funcționat niciodată, iertați-mă. Și nici băgatul bățului prin gard la ruși n-a funcționat sau, de fapt, a funcționat, dar nu în sensul dorit. Am avut un Kosovo și am avut un Geni și un purtător de cuvânt extraordinar la NATO în acea perioadă, care și-a asumat și aceste erori pe care le-a făcut NATO în Kosovo. De ce nu se întâmplă așa și acum? E alt tip de comunicare. Păi, sigur că e alt tip de comunicare, dar dacă vrem să vedem o țară democratică, atunci hai să învețe să comunice. E o comunicare mai mincinoasă asta. Corect. Ok, o să stăm cu ochii și pe concluziile astea pe care le-ați văzut cu privire la dronele căzute în România, sunt concluzii preliminare pe care le-a dat Ministerul Apărării. O să avem și un raport final, probabil, o să revină dânsii cu alte precizări pe măsură ce continuă aceste... Cam asta a fost, mulțumesc mult pentru vizionare. Haide, pa, pa!